Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. A fost haos și gălăgie în centrul capitalei, unde au avut loc două proteste simultan. Susținătorii blocului acum au manifestat împotriva prețurilor mari la produse, iar un grup de tineri a venit cu un contraprotest. Proprietarul lanțului de restaurante în Dispița, Andrei Tranga, rămâne în arest. Judecătorii Iachii Chișinău i-a prelungit astăzi mandatul cu încă 30 de zile. Un tânăr de 18 ani din Hâncești a murit azi dimineața după ce s-a izbit cu mașina pe care o conducea într-un copac. Autoturismul s-a rupt în două. Un moldoven a fost rănit în accidentul produs ieri în Italia, unde un autocar s-a răsturnat într-un șanț. A fost haos și gălăgie astăzi în centrul capitalei, unde au avut loc două proteste simultan. Deputații din blocul acum și-au adunat simpatizanții pentru a manifesta împotriva prețurilor mari la produse. Iar un grup de tineri a venit acolo cu un contraprotest. Andrei Năstase susține că în spatele contramanifestației ar sta Partidul Democrat, care nu a reacționat la acuzații. Ora 12. Deputații din blocul acum, împreună cu simpatizanții lor, protestau în fața guvernului față de creșterea prețurilor la carburanți și legume. Majorarea dramatică a prețurilor la cartofi, care a crescut de 4 ori față de 2018. Încă dimineața, întreaga zonă a fost împânzită de polițiști. După doar câteva minute de la începerea protestului, în Piața Mare Adunări Naționale și-au făcut apariția grupuri de tineri care au început să scandeze lozinci împotriva Maie Sandu și a lui Andrei Năstase. Polițiștii au format un cordon între cele două tabere. Aici vă opriți mai departe de cordon. De ce fugiți? De ce sunteți aici? De ce fugiți? Ați venit la acțiune de protest. Protestați împotriva cui? Împotriva a ce? Da. Iar în fața guvernului s-a declanșat un adevărat haos. Cu fețele acoperite, contramanifestanții scandau înjurături. De ce ți-a spus față? Vă protejați cu mască. Aveți alergii. Ați venit la protest. Iar mai mulți motocicliști făceau manevre gălăgioase. Polițiștii de acolo nu au intervenit pentru a calma spiritele. De cine este organizat acest contraprotest? Nu avem până când un organizator, nu am stabilit un organizator, acum serviciile operative lucrează pentru a stabili. Presa a văzut cum contramanifestanții înaintau spre aici, spre guvern. De ce poliția nu i-a oprit la intersecția străzii Ștefan cel Mare? În primul rând, contramanifestații depășesc numeric cu mult persoanele care manifestă aici. 1. 2. Poliția este mult mai multă decât contramanifestanți. Poliția, în numărul de angajați disponibil care este, întreprinde și pune în aplicație procedurile care se impun într-o situație sau alta. De ce nu i-ați intervenit pe strada 31 august ca să nu le permiteți să ajungă până la guvern? De ce dumneavoastră credeți că noi trebuie să intervenim acolo? Asta e viziunea dumneavoastră. Cine ar trebui să intervină? Domnul Cafcăl. Eu mă conduc. Presa trebuie să intervină. De legislație și de procedură personală standard. Vă ascundeți după legislație, executați-o și aveți contingent suficient ca să-i separați pe unii. Asta e viziunea dumneavoastră. Viziunea poliției care este? Dacă eu aș vorbi cu dumneavoastră. Păi nu sărim la bătaie, domnul Cafcăl, că nu suntem aici. Nu sărim la bătaie, am venit cu dreptate, am venit cu prețurile foarte mari, pensia e o mică. În spatele contraprotestului stau democrații, spun deputații blocului acum. Poliția se face complice cu acești indivizi plătiți de Plahotniuc pentru a minți în spațiul public, pentru a ne intoxica. Acești oameni sunt aduși contra cost de către Plahotniuc și Șor. Uitați-vă la polițiștii ăștia! Uitați-vă la polițiștii ăștia, că sunt niște copii! Ei toți s-au dus de la Academia Polițiștilor, s-au dus aici ea. Ei nu se gândesc copiii ăștia, că au și ei mami, au și ei părinți, frați, surori, bunici. În Republica Moldova, democrația a degradat la un hal de fără de niciun fel de critică. Vedem niște declarații a antiprotestului nostru care nu se
nu se încadrează în limitele normalului. După o oră de haos și gălăgie, deputații blocului acum și simpatizanții lor au plecat din fața guvernului. Iar tinerii păziți de un cordon de polițiști s-au luat după ei. Unde merg tinerii dumneavoastră? Unde mergeți? Nu, mă, idem firoză topoi. Dar câți ani ai? Mie, mnogă. Câți ani ai? 17. Protestul s-a încheiat în fața Parlamentului, unde mulțimea s-a dispersat. Democrații nu ne-au răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile. Omul de afaceri Andrei Tranga rămâne după gratii. Judecătoria Chișinău cu sediu la Ciocana i-a prelungit astăzi mandatul de arest în izolator pentru încă 30 de zile. Proprietarul rețelei de restaurante în dispiță a fost adus în fața magistraților în cătușe și a declarat că dosarul i-a fost fabricat. Domnul Tranga, ce puteți să ne spuneți în apărarea dumneavoastră? Este prima declarație făcută de Andrei Tranga de când a fost arestat. Imediat ce și-a văzut soțul, Natalia Tranga s-a îndreptat către el ca să-l îmbrățișeze. Ea însă a fost îndepărtată de mascați. Andrei Tranga a fost escortat în instanță cu cătușele pe mâini. Ședința s-a desfășurat cu ușele închise, iar la intrarea în sală au stat de pază ofițerii de la SIS. La ședința de astăzi, mai mulți oameni au venit să-l susțină pe Tranga. Для меня тоже это вопрос. Почему его арестовали? Моего друга оклеветали. Procurorul nu a fost de găsit ca să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Declarația a făcut doar avocatul lui Tranga, care a spus că partea acuzării nu a adus probe noi. Știți care a fost replica? Procurorul a zis că, domnule, după ce ați făcut dumneavoastră declarații, vărzarea a făcut alte declarații. Replica mea a fost, păi bine, unul stă închis și face declarații, unul face versiuni stând acasă în pat. Este o diferență. Păi puneți-l și pe ăsta în libertate, și să aibă posibilitatea și ăsta să se apere. Ceea ce a spus de fapt procurorul confirmă versiunea. Când afară de declarația unei persoane, nu există nimic la acest dosar. Magistrații au decis ca Andrei Tranga să rămână în arest. Se admite demersul procurorului, se prelungește învinuitul Tranga Andrei Ion, anul nașterii 29.6.1976, măsură preventivă sub formă de arest cu emiterea mandatului în acest sens în termen de 30 de zile și cu data de 25 mai 2019. Domnul Tranga, cum comentați decizia judecătorului? Sunteți de acord cu decizia care a pronunțat-o? Decizia judecătorilor a fost una previzibilă, susține apărătorul lui Tranga, care crede că ar fi vorba despre o justiție selectivă. Nemulțumiți au fost prietenii și familia omului de afaceri. Este беспредел. Мой сын, мой муж не сделал ничего плохого, он никого не убил, чтобы с ним так обращались. Его ведет 10 человек, как будто бы он очень опасный преступник. Proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din țară la Plăcinte și Andy's Pizza a fost reținut pe 27 aprilie într-un dosar penal deschis pentru șantaj și trafic de influență. Împreună cu alte 4 persoane, acesta ar fi intenționat să-l deposedeze de afacere pe Viorel Varzari. Ulterior, procurorii au spus că Tranga este acuzat și de faptul că ar fi încercat să-l ajute pe omul de afaceri să scape de un dosar penal. De ziua ușilor deschise, vizitatorii care au mers la Parlament nu prea au avut cu cine să stea de vorbă. Deputații erau doar câțiva. Oamenii veniți au spus că aleșii nu merită să aibă parte de luxul din clădire. Și asta pentru că la 3 luni de la alegeri, Parlamentul este încă nefuncțional. Uitați-vă ce lustre frumoase, bogate, cred că sunt enorm scumpe. Și în general mramurul tot. E lux aici, lux, lux. Așa au reacționat astăzi unii vizitatori imediat ce au intrat în Parlament. Oamenii au fost îndrumați de un ghid care i-a dus în Muzeul Legislativului. În spatele meu vedeți aleea fotografiilor foștilor președinți de Parlament, începând cu Alexandru Moșanu și finisând cu Igor Corp. În minele mandatului dumneavoastră să postăm și fotografia dumneavoastră. În afară de Moșanu trebuie de aruncat. În sala Europa, dar și în sala de ședințe plenare. Unii au fost curioși să afle... Socialiștii mai... Încolo, da? Și șorișeii.
Firește, mulți au profitat de ocazie și s-au așezat în fotoliile deputaților. Dar vreau să fac o poză aici acum. Cum vă pare? Confortabil? Ar trebui să primească bani, doamnă, dacă poporul i-a ales. Și fac ei cu părerea poporului, și fac. Nu fac nimic, își bat joc de popor. Domnul Șor, domnul Plahotniuc, când îi vină, când a fost prima ședință, ei nu trageau atenție ce se face în sală, dar ei se dădeau huța. Ei puțin s-o dat huța până în ziua aceea. Unii au plecat acasă fără să găsească răspunsuri la întrebările pe care le-au avut. Eu am dat întrebarea la o doamnă, am vrut să ne arăt unde e ușa care intră domnul Plahotniuc, pe-n dos. El nu ies prin față, el numai pe-n dos iese doar. Și asta am vrut să aflăm, dar nu, părere de rău nu ne-a ratat. La eveniment erau mai mulți vizitatori decât parlamentari. Au venit doar câțiva deputați ai blocului acum. Oamenii au rămas dezamăgiți, spunând că ar fi vrut să discute cu aleșii poporului. Dar deși ei nu vin la lucru. Eu dacă nu mă duc la lucru, la muncă, ea nu-mi plătește, nu? Și mă eliberează din lucru. Dacă nu mă duc... câteva ore. S-au mărit carburanții, s-au mărit produsele, cartofele. Noi, pensionarii, nu putem exista. Dar ei șed prin nu știu pe unde stau și trebuie să înturnească, hotărască, să facă o regulă în țara asta. Unde sunt colegii? Cu toți colegii în birourile. Noi suntem de la orele 8 până la orele 5 la lucru, fiecare zi. Ce faceți de la 8 până la 17? Fiecare are domeniul la care noi strângem, colectăm informația. Deja avem peste 20 de inițiative legislative. I-ați văzut pe colegii din PSRM, din Partidul Ușor, Democrații, i-ați văzut aici prin Parlament? Partidul Ușor și Partidul Crău și Partidul Democrat, în genere, n-am văzut pe nimeni în Parlament din de 3 luni, dar cu socialiștii din când în când îi vedem la ospătărie. Și discutați la ospătărie despre o alianță, o coaliție? Adică, bună ziua, la revedere, când veniți la lucru. Dar poate la cantina Parlamentului se coace o alianță la orizont? Noi suntem un pic altfel. Am promis la oameni că n-a să facem coalizări, alianță prin ospătării, prin baruri, prin restaurane, prin tufari. Anual, legislativul este vizitat în medie de 7.000 de persoane. Ziua ușilor deschise la Parlament a avut loc pentru prima dată în 2014. Premiul European pentru Literatură a ajuns în acest an la o scriitoare de la noi. Vorbim despre Tatiana Țibulea, care a fost nominalizată din partea României. Aceasta este grădina în care a fost scrisă Grădina de Sticlă. Romanul Grădina de Sticlă i-a dus succesul, ce mai spune fosta prezentatoare Pro TV despre acest premiu, aflați în jurnal. Un tânăr de 18 ani a murit azi dimineața după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent într-un copac de pe marginea drumului. Voi băiete, voi ce strașnic! Tragedia s-a produs în jurul orei 5 dimineața pe șoseaua Cărpineni-Mingir din raionul Hâncești. Lovitura a fost atât de puternică încât mașina de model Skoda s-a rupt în două. Din imaginile publicate de poliție se vede că bucăți din automobil au fost împrăștiate la câțiva metri distanță. Oamenii legii susțin că tânărul era singur în autoturism. Unde sunt coșuri de gunoi, acolo este mai multă mizerie. Este explicația autorităților municipale care au refuzat să instaleze coșuri într-un parc din capitală, așa cum au cerut mai mulți locuitori. Poziția responsabililor însă se bate cap în cap cu realitatea. În parcurile unde nu există coșuri de gunoi, am găsit grămezi de deșeuri la tot pasul. Parcul Alunelul, coșuri puține, gunoi mult. Prima imagine pe care o văd oamenii chiar la intrare este un coș plin cu deșeuri care cad pe iarbă și sunt duse de vânt. Pe această alee, de exemplu, am găsit un singur coș și grămezi cu resturi împrăștiate printre bănci. Lipsa de tomberoane, dar plus la asta lumea e educat și nu păstrează curățenie. Parcă e din plăcut, pentru că, mă rog, îi place mizeria, dar... Mergem într-un alt parc din apropiere, la Izvor. Acolo aceeași situație. Chiar lângă stația de așteptare este un singur coș în care trecătorii au tixit gunoaiele. Pășim pe alee și găsim două coșuri de gunoi. La câțiva pași mai sunt câteva, dar puține, iar din unele aproape că nu a mai rămas nimic. Dacă duci mai departe, unde lac acolo și mai mult. Pretură sau de la primărie chiar să iei ceva măsuri.
Nemulțumiți de situație, acum o lună, în jur de 400 de locuitori din sectorul Buiucani au depus o petiție la primărie prin care cer ca pe aleea proaspăt amenajată din parcul Butoiaș să fie instalate coșuri de gunoi. Cei de la Spații Verzi au refuzat, spunând că instalarea coșurilor de gunoi lângă băncile de pe aleea din parcuri va cauza mărirea considerabilă a volumului de gunoi. Ne răspund foarte delicat și ofensator în același timp și că această zonă este destinată pentru plimbări în aer liber, pentru sport, pentru a admira această frumusețe, dar nu pentru a lăsa un gunoi în coș. Responsabilii susțin că odată ce vor aduce coșuri, oamenii vor fi încurajați să arunce gunoi. Muncitorii spun că în realitate și fără coșuri, mizerie este multă, doar că pe jos, pe care aceștia se chinuie să o adune în saci. Până în seară îți grămădesc chiar la loc. Între timp, Direcția Locativ Comunală a instalat în parc 13 coșuri. Primele apar la câțiva metri una de alta, după care distanța dintre acestea este tot mai mare, iar la sfârșitul aleei nu mai găsim niciuna. Sunt foarte puține, dar aici lumea se odihnește, vin cu copiii, se plimbă la aer. Autoritățile au aceeași scuză pentru toate problemele din oraș. Nu avem bani. Numărul de urne de gunoi este insuficient și ar trebui mult mai multe. Costul unui coș de gunoi este egal sau chiar mai mare ca unui bănci. În Chișinău sunt în jur de 2000 de coșuri de gunoi, multe dintre ele vandalizate. Responsabilii de la Direcția Locativ Comunală susțin că nu știu numărul exact de coșuri de care ar avea nevoie pe străzele capitalei. Anterior însă municipalitatea spunea că ar fi vorba de 10.000. Un moldovean a fost rănit ieri în accidentul din Italia, unde un autocar a căzut într-o prăpastie. Acesta se afla împreună cu un prieten de-al său, moldovean și el, printre cei 60 de turiști de diferite naționalități. Femeia care a murit, originară din Rusia, era ghidul grupului. În autobuzul care a nimerit în accident în Italia erau doi cetățeni ai Republicii Moldova, unul dintre ei a necesitat îngrijiri medicale și după ce le-a primit a fost externat. Cei doi cetățeni originari din Republica Moldova se aflau într-o călătorie în Italia împreună cu turiștii din mai multe țări. După ce presa italiană a anunțat inițial că autocarul transporta 60 de cetățeni ruși, autoritățile locale au declarat că la bord se aflau turiștii din România, Rusia, Ucraina, Armenia, Kazahstan, Belarus și Georgia. Autoritatea de Sănătate Publică din regiunea Toscana a precizat că în total 37 de oameni au fost răniți, dintre care 33 au suferit răni ușoare, iar 4 se află în stare gravă. Presa italiană scrie că o femeie de 40 de ani din Rusia a murit în accidentul de ieri. Ea activa ca ghid în autobuzul turistic. Corpul ei a fost găsit sub caroseria vehiculului după ce acesta a fost ridicat cu o macara. Autocarul cu două etaje care circula ieri dimineață pe o autostradă dintre Florența și Siena a căzut în prăpastie după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Cauza exactă a accidentului rămâne deocamdată neclară. Șoferul italian nu consumase alcool, iar potrivit unor surse, acesta folosea telefonul mobil în timp ce conducea. El a fost arestat preventiv și este cercetat pentru ucidere din culpă. Bărbatul din Hâncești, care l-a mușcat de deget pe un inspector de patrulare, va compărea în curând pe banca acuzaților. Procuratura Generală anunță că a trimis dosarul în judecată. Pentru că l-a atacat pe omul legii, individul s-ar putea alege cu o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Generale, șoferul este acuzat de violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Începe instanța de judecată și o să vedem. Se recunoaște, nu se recunoaște. Potrivit procurorilor, bărbatul nu și-a recunoscut vina și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 3 ani. Incidentul s-a produs la mijlocul lunii martie, la intrarea în satul Bozieni, raionul Hâncești. Bărbatul a fost oprit de polițiști care spun că el conducea neadecvat, iar în momentul în care oamenii legii i-au cerut să prezinte actele și să treacă testul de alcoolemie, individul a mușcat de deget pe unul dintre inspectorii de patrulare. Un bărbat de 41 de ani a fost găsit ieri fără suflare pe o stradă din Bălți, chiar de hramul orașului. Oamenii legii spun că au găsit pe corpul acestuia urme care indică faptul că el ar fi fost omorât. Cei care au săvârșit crima riscă să-și petreacă următorii 20 de ani după gratii.
Bărbatul a fost găsit în drum de un trecător aseară în jurul orei 22, în timp ce în oraș avea loc un concert de hramul localității. Imediat la fața locului a fost chemată poliția, care a stabilit că victima locuia în blocul lângă care a fost găsit mort. Vecinii acestuia spun că au auzit gălăgie înainte ca descoperirea să fie făcută. Am auzit eu gălăgie acolo, dar pe acolo e în partea și de țară gălăgiei bieții ăștia. Să bat, să sfădesc, să... Oamenii spun că bărbatul era liniștit și că nu avea conflicte cu nimeni. Не можем ничего плохого сказать за него. Жена хорошая, нормальна тоже, дети хорошие, никого не беспокоит, никто не жаловался, никто не... Катец oameni era. Nu vedeți, el așa, puteți bei vă 2-3 zile și pe urmă să liniștești, lucra omul. Poliția a făcut la fața locului primele cercetări și a deschis un dosar penal. Deplasată la fața locului, grupa operativă a stabilit că persoana de gen masculin, cu vârstă de 41 de ani, locuitor al municipiului Bălți, se află fără suflare și pe corpul acestuia au fost depistate semne de moarte violentă. Pe acest caz este pornită o cauză penală pentru omor. La moment se întreprind măsuri de investigații pentru stabilirea făptașului. Suspecții sunt căutați și riscă până la 20 de ani de pușcărie. Fosta prezentatoare ProTV Tatiana Țibuleac este câștigătoarea premiului Uniunii Europene pentru Literatură, fiind nominalizată din partea României. Scriitoarea a fost apreciată pentru romanul său Grădina de Sticlă, care a devenit una dintre cele mai citite cărți atât în țara noastră cât și peste Prut. Romanul Grădina de Sticlă i-a adus fostei prezentatoare ProTV Tatiana Țibuleac premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Aceasta a fost nominalizată din partea României alături de alți 4 scriitori de peste Prut. Vă mulțumesc tuturor pentru urări, pentru gânduri bune, pentru toate felicitările care au ajuns cu bine la mine. Sunt copleșită. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, autoarea a scris că acest premiu aparține atât României cât și Moldovei. Romanul povestește istoria unei fete pe nume Lastăcica, un copil abandonat care este luat de la orfelinat de o rusoaică și este impus să adune de la gunoi sticle, care ulterior erau vândute. Acțiunea se desfășoară în anii 80 la Chișinău. Grădina de Sticlă este al doilea roman al autoarei după Vara în care mama a avut ochii verzi și a fost scrisă la Paris, acolo unde Tatiana Țibuleac este stabilită de mai mulți ani împreună cu familia sa. Aceasta este grădina în care a fost scrisă Grădina de Sticlă. Chiar dacă gândurile au fost tot timpul la Chișinău și la Botanica, acolo unde s-a născut, povestea Lastăcică. Premiul Uniunii Europene pentru Literatură se acordă în fiecare an, începând cu 2008, autorilor operelor de ficțiune aflați în debut. Tatiana Țibuleac este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Din 1999 și până în 2008, aceasta a făcut parte din echipa ProTV. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.